Bună seara, doamnelor, domnilor, urmăriți știrile zilei. Elevii de la liceul Ion Creangă din orașul Soroca vor beneficia și în continuare de condiții îmbunătățite de consultații medicale. Acestea datorită unui proiect în rezultatul căruia aici a fost reparat cabinetul medical și creat un izolator. Proiectul de reparație a cabinetului medical din liceul Ion Creangă a fost inițiat în luna aprilie a anului curent. Datorită acestui proiect, aici a fost deschis și un izolator. Acum aceste două cabinete corespund totalmente normelor sanitare și medicale. Practic, în acest cabinet este tot necesarul pentru activitatea asistentei medicale. Și aș menționa că este un lucru foarte binevenit pentru instituția dată și ne-am dorit ca în toate instituțiile, nu numai în instituțiile preuniversitare, dar și în instituțiile preșcolare, să fie așa cabinete medicale și amenajate în așa mod. Înainte nu era curgătoare, era frig, era imposibil de lucrat. Dar lucram, în așa condiție lucram. Da, acum mulțumim mult celui că ne-a dat ajutor la renovarea punctului medical. Avem aparataj nou, avem spate de lucrat, de acum în condițiile este. La reparația cabinetului medical și-au adus aportul și părinții care au elevi în acest liceu, primăria orașului, compania Molgel și alți agenți economici. Este implementat împreună cu programul Jobs Plus, coordonat de CRC Moldova și este finanțat în special de compania Molgel, care a donat în cadrul proiectului 22.000 de lei. Acest proiect este un proiect care vine să întărească, să mobilizeze forțele pentru a ocroti sănătatea copilului. Este în primul rând meritul echipei de inițiativă, este în primul rând meritul părinților și contribuția companiei Molgel a fost un stimul pentru ca acest proiect să devină realitate, pentru ca cabinetul medical să fie restaurat, izolatorul să fie creat și copiii să aibă acces la servicii medicale de calitate la ei în școală. Astăzi câteva diplome mânăm pentru cei care au implementat proiectul DAR. Și prima doamna Olga Ghergheligiu, vă doamna Nadejda Cornea. Vă mulțumim mult și sperăm că o să vedem și proiecte noi. Și doamna Nicolaeva Simina. Acesta este primul cabinet medical dintr-o instituție de învățământ din raionul Soroca, care este asigurat cu tot utilajul și condițiile necesare pentru examinarea elevilor. În raion, dacă este vorba de o statistică, avem la 60% numai de instituții cu asemenea cabinete amenajate. Desigur că acesta astăzi este pe locul întâi după dotare. Avem și instituții în care mai avem de lucru în acest aspect. Vreau să vă spun că toate liceele, cele 12 licee, sunt asigurate, desigur, cu centre medicale. Acolo ne avem mulți copii, desigur că avem această obligațiune, dar în unele gimnazii, în școlile primare, nu în toate instituțiile, mai sunt puncte medicale, deoarece avem puncte medicale în sat, centrul medicului de familie, care deservesc instituțiile. Anul trecut, beneficiarii acestui proiect au devenit peste 2000 de copii din întreaga țară. O nouă biserică în sat Rublenița. Aceasta va fi construită în centrul satului și va purta hramul Sfântului Gheorghe. Creștinii uniți în jurul ideii că doar credința în Dumnezeu îi poate ajuta în toate, au participat la ceremonia de sfințire a pietrii de temelii a noii biserici. Ideea construcției unei noi biserici în satul Rublenița aparține unui grup de creștini, care de mult își doreau să facă un locaș sfânt, deoarece cel existent se află prea departe și oamenii erau nevoiți să meargă la biserica de la Soroca. Mai mulți preoți, în frunte cu protopopul de Soroca, Nicolae Craveț, au oficiat un serviciu divin și au sfințit piatra de temelie a noii biserici. Se binecuvintează piatra aceasta prin stropirea cu această apă sfințită într-o neclintită temelie a bisericii, ce se zidește în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin! Creștinii sunt mulțumiți și se roagă lui Dumnezeu ca să-i ajute să vadă biserica înălțată. Îi spun că construcția este foarte binevenită, mai ales acum când se fac unele încercări de a discredita biserica ortodoxă. Mă ducem la biserică la Soroca, aici nu mă pot duce. Aici Dumnezeu să le ajute, început bun și sfârșit cu laudă. Și să facă biserică, dacă o mai trăi, oi vine aici și oi putea, dar dacă nu, mă reduce aici. Se face o temelie bisericească pentru tineretul viitor, pentru oamenii care vor să mai fie rămași în viață, care vor să naște
pentru poporul satului. Un loc sfânt pentru noi ca să venim să ne rugăm la Domnul. Să fim sănătoși și ne păzească copiii noștri, toți. Spune că să lucrez în fiecare zi de dimineață până seara și omul când are o scârbă, o durere, a să vie la biserică și a să-și olea ca să roage și a să-i treacă de pe suflet atât durerea și atât scârba. Protopopul de Soroca Nicolae Craveț a calificat evenimentul ca unul foarte semnificativ, nu doar pentru satul Rublenița, dar pentru întreaga biserică ortodoxă. Este o zi istorică, fiindcă acest eveniment va fi scrise cu litere de aur în istoria acestei localități, dar și în istoria bisericii noastre ortodoxe. Este îmbucurător când creștinii noștri, pe parcursul anilor, rezidesc, reconstruiesc, fac curat, fac, renovează bisericile construite de strămoșii noștri. Dar este și mai greu acum, dar este și mai frumos când se începe o construcție din nou. Construcția bisericii va fi administrată de preotul Vitale Andriuță, care crede că locașul sfânt va fi înălțat în aproximativ 4 ani, iar Sfântul Gheorghe, al cărui hram va purta această biserică, îi va ajuta. Biserica aceasta va purta numele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtător de biruință, care credem și noi creștinii că pentru localitatea noastră va fi un bun rugător în fața lui Dumnezeu și un bun împlinitor al la toate visele care noi le punem în gând pe parcursul vieții noastre pământești. Nădăjduim că într-un timp restrâns vom construi această biserică care va fi o perlă în mijlocul satului Rublenița, care va bucura tot ochiul trecător. Mijloacele financiare pentru construcția acestei biserici vor fi donate de agenții economici din localitate și oamenii de bună credință, iar lucrările vor începe chiar de săptămâna viitoare. Traseul de gaze naturale de pe strada Renașterii din partea din deala orașului va fi schimbat, pentru că cel vechi este deja uzat. Muncitorii de la Soroca Gaz au început lucrările. Conducta de gaze naturale de pe strada Renașterii va avea un nou traseu. Acesta va fi redirecționat pe strada Calea Bălțului și va ajunge până la strada Sânzienilor. Tot traseul va avea 600 de metri. Muncitorii de la Soroca Gaz susțin că vechiul traseu este uzat, de aceea conducta trebuie să fie schimbată. În caz considerați că gazoductul vechi stă pe 8-6, facem schimbări. Acolo e tare periculos pentru oraș. Ca să nu oprim orașul, facem la schimbări și facem sala din nou. Oamenii sunt supărați că au rămas fără gaz și plus la asta că și drumul va fi deteriorat. Da. Săpăturile este bătaie de joc, s-a făcut drumul, dar mă așa și a să rămâie chiar pământul. Este bătaie de joc de când o viață am lucrat pe aici, trăiesc aici. Păi și eu un loc, dar mă nu-ți faci nică. Aia asta eu știu. Tare mizerie mare. Ar trebui o leacă mai curățel, mai... și nu... O să fac astăzi, peste o săptămână, două, iar să... Angajații de la Soroca Gaz promit că drumul va fi reparat. Ei mai spun că lucrările vor fi finalizate într-o săptămână. Doamnelor, domnilor, ați urmărit programul informativ Evenimentul Zilei. Noi vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o seară bună alături de SOR TV. La revedere!